Bacalaureatul și evaluarea națională se modifică din 2019. Ministerul Educației a schimbat structura examenelor, astfel încât toate subiectele de la aceste două examene vor avea 40% itemi obiectivi, adică întrebări deschise și tip grilă. Structura subiectelor a fost modificată chiar de la examenele din anul școlar 2018-2019, cu toate că legislația prevede că examenele nu pot fi modificate pentru anul în curs. Inspectorul școlar general din Cluj, Valentin Cuibus, că este foarte important cum va fi gândit examenul. La limba română nu prea văd necesitatea modificării, deoarece acolo trebuie să vezi dacă elevul știe să se exprime. O parte nu ar trebui să fie grilă, însă la celelalte este discutabil. Elevii de anul acesta nu au de ce să fie afectați, deoarece se referă la o programă care trebuie învățată. Ar trebui să fie chiar mai ușor, deoarece un test grilă lasă loc de interpretare, imaginație. Nu cred că vor fi afectați elevii care vor da bacalaureatul anul acesta, a declarat Valentin Cuibus pentru ziar de de Cluj. Profesorii de limba română văd atât plusuri cât și minusuri în ceea ce privește introducerea testelor grilă. Părerile sunt împărțite. Cred că există și plusuri și minusuri în ceea ce privește această modificare. Plusul ar fi timpul din sala de examen iar minusul conține faptul că este important să scriem pe larg, să avem subiect și predicat. Eu nu sunt total împotrivă. Problema e că momentan nu știu cum arată. Opinia mea este că pentru mulți ar fi mai ușor. E ca și un fel de loterie. Cei care nu știu pot nimeri răspunsul corect, cei care știu, se pot încurca. Oricum, indiferent că este grilă sau clasic, conținutul nu se schimbă, a spus profesorul Gabriel Braic. Președintele Centrului Național de Evaluare și Examinare, Marian Șuță, a spus că decizia a fost luată în cadrul unei ședințe care a avut loc în vară. Acesta consideră că nu structura examenelor se schimbă, ci mai degrabă abordarea lor.